Bună, prieteni! Astăzi veți vedea cum arată fata care a vrut să se transforme în Kim Kardashian, femeia cu cea mai subțire talie și multe altele. Cu siguranță veți fi impresionați de eroinele noastre de astăzi. Înainte de a începe, vă rugăm să apreciați filmulețul cu un like și să vă abonați la canal. Fata de 8 ani din India, Rajeshwari, se transformă în piatră din cauza ichtiozei, o boală rară care îi acoperă pielea cu o crustă dură. Mâinile, picioarele, burta și spatele sunt acoperite cu vezicule dense, care provoacă disconfort la orice mișcare. Medicii asigură că viața lui Rajeshwari nu este în pericol, dar totodată ei susțin că ichtioza este foarte periculoasă. Persoanele cu această boală sunt vulnerabile la infecții, deoarece pielea poate crăpa. Jennifer Pamplona. Mulți oameni și-ar dori să fie ca idolii lor. Cineva se îmbracă la fel ca vedeta preferată, cineva încearcă să copieze obiceiurile acesteia, iar cineva recurge la chirurgia plastică pentru a semăna cât mai mult cu idolul său. Printre acești oameni se numără și Jennifer Pamplona, o fată din America care a mers foarte departe pentru a deveni la fel ca Kim Kardashian. Acum câțiva ani, fata a decis că chirurgia plastică este cea mai bună opțiune pentru a deveni copia lui Kim. Timp de câțiva ani, Pamplona a suferit 20 de proceduri de chirurgie plastică, și-a mărit fesele și șoldurile de 8 ori, și-a mărit sânii și a accentuat obrajii, de mai multe ori a făcut lifting facial, rinoplastie și liposucție. De asemenea, și-a pus fațete pe dinți. Pentru toate acestea, fata a cheltuit aproximativ jumătate de milion de dolari. Pentru a semăna și mai mult cu Kim, Jennifer și-a făcut operație de mărire a buzelor, dar din păcate nu a fost una reușită. După procedură, fata a avut o alergie puternică, aspectul ei se schimbase foarte tare și medicii au trebuit să-i scoată umplutura din buze. Buzele mele arată oribil, sunt întinse și încrețite. Nu voi mai face nicio operație pentru a repara ceea ce arată bine. Vreau ca povestea mea să servească drept exemplu pentru fiecare fată care dorește buze mari, a spus Jennifer. Annie Hawkins Turner. O privire este suficientă pentru a înțelege de ce Annie este atât de populară. Bineînțeles că este foarte cunoscută datorită pieptului. Femeia de 64 de ani are cei mai mari sâni naturali din lume. Bustul ei este de 260 cm, iar un singur sân cântărește 22,5 kg. Imaginați-vă cât de greu este să porți aproape 50 de kg. Annie a intrat în cartea recordurilor Guinness și până când nimeni nu i-a bătut recordul. Annie participă la diferite fotosesii și joacă în filme. Kirsten Tristan. Kirsten nu este înaltă și nici prea joasă, dar nu degeaba a ajuns în acest videoclip. Ea are extrem de multe tatuaje. Dacă ar avea 20-30 de ani, nu ar fi ceva ciudat, dar eroina noastră din Germania are 55 de ani. Ați întâlnit oameni de așa vârstă cu un număr atât de mare de tatuaje? Eu nu. Kirsten lucrează ca șofer de taxi. Zilele de muncă erau foarte plictisitoare pentru ea și a decis să adauge puțină culoare cu ajutorul tatuajelor. Și-a făcut primul tatuaj acum 5 ani. I-a plăcut atât de mult rezultatul încât nu a putut să se oprească. Acum întregul ei corp este acoperit cu foarte multe tatuaje care nu au o semnificație. În mare parte a pus accent pe flori și fluturi. Per general, a cheltuit aproximativ 30.000 de euro, dar nu regretă. Femeia este foarte mulțumită. Pe pagina sa de Instagram, Kirsten are peste 110.000 de urmăritori care o urmăresc zilnic. Sarah White. Fetele sunt obsedate de ideea de a-și face talia frumoasă și subțire. Pentru a atinge acest scop, majoritatea fetelor urmează o dietă strictă și fac sport, iar unele folosesc și alte metode. Sarah White, în vârstă de 45 de ani, vrea să fie proprietara celei mai subțiri talii din lume și pentru asta poartă corset timp de 16 ore pe zi. Sarah a început să poarte corset din 2012. La început o făcea pentru a-și îmbunătăți poziția sau ținuta corpului.
Apoi a început să-l poarte tot mai des pentru a-și îngusta talia. Ea spune că corpul ei a luat o formă hiperfeminină. De-a lungul timpului, Sara își schimbă corsetele din ce în ce mai înguste. Acum poartă un corset de aproximativ 40 cm, cu 20 cm mai îngust decât primul corset pe care l-a purtat. În ciuda numeroaselor mituri despre pericolele corsetelor, Sara este convinsă că acestea nu dăunează sănătății. Chiar și medicul ei, după o examinare, a confirmat că Sara este perfect sănătoasă. Maria Vatel. Maria este cea mai înaltă culturistă profesionistă din lume. Maria nu poate fi neobservată, deoarece iese în evidență pe fundalul multor oameni din jur. Înălțimea ei este de aproximativ 185,5 cm și cântărește aproximativ 90 kg. Fiți de acord, nu prea întâlniți pe stradă așa fete. Înălțimea remarcabilă, fizicul puternic și părul lung fac ca Maria să pară o femeie războinică din vechea mitologie greacă. Pe pagina sa de Instagram, Maria încarcă fragmente din antrenamentele sale și diverse fotografii în care își demonstrează mușchii ireali. Lady Ardila suferă de displazie fibroasă, care a început încă din copilărie, după o operație la inimă. Displazia fibroasă se caracterizează printr-o dezvoltare anormală a scheletului, în care oasele sunt înlocuite de țesut fibros. Medicii au făcut preziceri dure și au avertizat-o pe mama fetei că aceasta nu va ajunge până la 12 ani. Lady le-a dovedit că nu au dreptate. Acum tânăra are 30 de ani și se simte foarte bine. Displazia a afectat puternic fața tinerei. Ea se evidențiază printre toți oamenii. Dar, după cum spune Lady, această caracteristică a aspectului a influențat formarea caracterului său puternic. Lady se acceptă așa cum este și este sigură că frumusețea sa este în interior. Tânăra este activă pe rețelele de socializare, este pozitivă și motivează mulți oameni să fie la fel. De asemenea, fata lucrează ca designer grafic. Atât, prieteni! Dacă v-au impresionat aceste eroine, apreciați filmulețul cu un like și abonați-vă la canal. Pe curând!